Vă salut, bine v-am regăsit, mulțumesc că vă abonați, că vă alăturați, deveniți membri ai canalului, abonați, like-uri, comentarii. La mulți ani celor care sunteți în ipostaza respectivă. Vorbim un pic despre ce o să se întâmple, după părerea mea, la Comisia de Disciplină, cazul Pintilii, Sepsi Craiova, ce s-a întâmplat la meciul ăsta la care FCSB-ul câștigă la voluntari, am văzut reacții și după meci, și lumea supărată, lumea deranjată că plânge Olaru. Bă, da, plânge Olaru, nu cred că e așa mare lucru, plâng ei și alții mult mai mediatizați, mult mai fotbaliști, dacă vreți, mult mai în alte campionate. Voi știți că noi am discutat de multe ori despre Olaru, despre efortul care îl face, după părerea mea, câteodată inutil, dar nu poți să spui despre Olaru că nu e un jucător căruia îi pasă, care dă totul pe teren, care din dorința de a câștiga echipa, de a face mai mult decât ar trebui să facă, se expune el câteodată să fie faultat, să fie în unele zone ale terenului în care nu e treaba lui să fie și așa mai departe. Am văzut comentariile, domne, nu e bărbat dacă plânge. Hai să fim serios, că și bărbații plâng. Am văzut eu la cocoși de ăștia în viața de zi cu zi și când le-a fost un pic greu, nu că plângeau, chelălăiau cu suspine și cu lacrimi de crocodil și cereau înțelegere. Așa că asta cu plânsul, că dacă plângi nu ești bărbat, și astea mi se par niște șabloane de alea de rahat, chiar ăsta e cuvântul, niște șabloane de rahat, niște bărbătisme de astea exagerate și vai domne, dacă e bărbat nu trebuie să plângă. Nu, bă, indiferent ce ești, că ești fătălău, că ești bărbat, că ești doamnă, domnișoară, trebuie să faci ceea ce simți. Și dacă simți că trebuie să plângi sau îți vine să plângi, păi plângi, bă, chiar dacă ești mare fotbalist, mare director, mare om sau o simplă doamnă, domnișoară sau o muiere, cum zic ăștia. Și, bă, eu și ca telespectator sau ca spectator la un meci, prefer să văd un jucător căruia îi pasă. Că ăsta plânge de nervi, că îi pasă, că e afectat. Conștientizează greșeala care o face, că ia cartonașii în ultimile minute ale meciului și va fi suspendat, își dă seama de prostia care a făcut-o și e afectat. Când fluieră la finalul jocului, plânge. Bă, ce face? Dacă râdea, veneau aceiași demagogi și aceiași oameni cu principii și acești bărbățoi, acești gigoloi, Don Juan și așa mai departe, și spuneau, păi cum vrea domne Olaru să fie capitan de echipă? Ia uite ce atitudine are. Râde, nu-i pasă, e vesel. Acum că a plâns, nu e demn de banderolă, nu e capitan, nu e lider, nu mai e nimic Olaru. Adică indiferent ce făcea Olaru, să găseau. Dacă a plâns, de ce a plâns? Nu e bărbat. Dacă râdea, păi domne, păi ăsta râde după ce, că nu o să joace etapa viitoare și ia un cartonaș stupid și l-a atenționat MM-ul Zi și Stoica înainte de meci să ai grijă, nu care cumva. Băi, e meci, e tensiune, e adrenalină, e mintea poate întunecată după 90 de minute de alergătură, că ăsta Olaru săracul, bă, chiar aleargă. Ăsta chiar face totul ce depinde de el 90 de minute. Bă, și ai o scăpare, o să ziceți, sau tot ăștia care găsesc ei pata în soare, păi, domne, păi, da, ai fotbalist, să nu îi crească pulsul, să nu aibă lipsă de oxigen, să gândească limpede, să... Hai să fim serioși. Hai să fim serioși că li se întâmplă lor unor alții dita mai fotbaliști. Și repet,
Bă, dacă să-l fi văzând râzând sau așa, că nu-i pasă, zeflemis sau cu durere în cot, prefer de 1000 de ori, dacă pot spune așa, un jucător care suferă. Și da, bă, un jucător care plânge. Da, îl prefer pe ăsta, de ce? Bă, să consumă pentru echipă. Își dă seama de situația în care își pune cu echipierii, de prostia care a făcut-o, de consecințele gestului său. Și plânge de ciudă. De ciudă, îi pare rău. Plânge, se descarcă. Da? Nu văd ce atâta tamtam și de ce e atât de grav că a plâns. Chiar nu pot să înțeleg și de ce reacțiile astea. Acum nu mai e lider. E, uite, eu mai vorbesc cu jucători de la FCSB și am văzut că se tot spune că Radunovic e liderul, e the king, e the... Da, e adevărat, este o voce respectată în vestiar. Și o declară și managerul de acolo. Zice zilele trecute, nu știu când, într-o intervenție că domnul Radunovic... Da, dar în afară de Radunovic e un Olaru, e un Cristea, e un Coman, chiar și Crețu mai vorbește el așa la nivelul lui, că mai sunt și alții, nu e doar unul singur, the king, Radunovic, nu. Și așa e la fiecare echipă, niște jucători care joacă meci de meci, care sunt și pe la echipa națională, bă, sunt o voce respectată și autorizată în vestiar, că doar nu o să vorbească, nu știu, Pantea, care a jucat 3 meciuri și... Îl tot umflă oamenii ăștia prin ziare că e mare fundaș. Păi nu o să vorbească. Poate peste 5, 7, 8 luni, dacă îl prinde Crăciunul la FCSB și îl cumpără, o să vorbească și Sorescu și așa mai departe. Că ăștia sunt oamenii care vorbesc. Oameni care sunt în teren, care joacă meci de meci, care au un anumit statut în cadrul echipei, în cadrul lotului, care sunt și pe la echipa națională și așa mai departe. Ăștia sunt oamenii cu greutate. Iar atâta tam-tam că plânge Olaru, îl zici că cine știe ce a fi făcut. Bă, bravo lui că a plâns cu demnitate. Bă, da, a dat frâu liber emoțiilor, sentimentelor și așa mai departe. Nu, mai că nu văd nimic deplasat. Nu, n-am văzut pe nimeni să remarce că în prima repriză, dacă nu înșel, să pierde o minge pe la 20 de metri în terenul voluntariului și vine Olaru în sprint până în careu de 6 metri, pe linie cu fundașii central și scoate mingea în corner. Bă, dar aia n-a văzut-o nimeni? Îmi pare rău că n-am voie pe aici să pun faze și să dau. Cred că o să-mi pun în spate un monitor, mai deasupra căpățânei, așa, căpățânii, că... Bine, e căpățâna mare, dar pun o plasmă de aia mai diagonală, de 100 și ceva de centimetri. Bă, și las așa să ruleze niște faze acolo, știi? Ei, să vedeți cât aleargă Olarul ăsta sărac, un sprint de la hă-hă. Și nu era treaba lui să se ducă el chiar până acolo. Dar din dorința de a face și a da totul pentru echipă, face omul ce trebuie. Și mai mult decât trebuie. Și atunci, bă, ce atâta tam-tam că plânge. Bravo lui că plânge. Bă, bravo lui. Bravo lui și jos pălăria în fața lui Olaru. De data asta, dă dovadă de normalitate. Eu când aud aia, dom'le, trebuie să ieși cu pieptul sus, cu capul sus, s-a terminat, ce dacă ai luat? Păi nu, că dacă ieșea cu zâmbetul pe buze, era că de ce râde, că nu se gândește că nu o să joace etapa viitoare, că e suspendat. Deci, omul așa a simțit în momentul ăla. Nu înțeleg atitudinea asta și importanța subiectului. Adică, hai să vedem că Olarul ăsta e un fotbalist foarte bun și face lucruri, chiar face lucruri bune pentru echipă. Repet, de multe ori din dorința prea mare de a-și ajuta colegii și a ajuta echipa în unele zone ale terenului în care el nu ar avea ce să caute. Normal. Și de-aia am și spus că Olaru, disciplinat tactic,
un pic de un antrenor, ar pleca mult mai ușor afară. Și ar ieși și mult mai mult în evidență pe postul lui. Pentru că ar fi mai proaspăt, ar gândi mai limpede, ar fi mai odihnit și cred că ar face lucruri mult mai bine, de exemplu, dacă ar prinde un antrenor ca Dan Petrescu, ca Bergodi, ca Neagoe, ca Mutu, adică un antrenor mai aplicat pe, și cu mai mare experiență și mai aplicat pe chestiile astea tactice. Nu că Pintilin ar fi bun. Referitor la Pintilică, e declarat o dată sau de două ori în ancheta LPF antrenorul etapei, păi miercuri va fi la comisie și o să fie judecat că el nu e antrenor. Sau de ce e antrenor? Sau, și aici iar îmi place jocul ăsta între federație, ligă, școala de antrenori și că liga, care e organizatoarea competiției, da? Spune că ăla e antrenorul etapei. Așa se numește, nu știu, ancheta, sondajul, nu știu. Asta e denumirea, da? Premiul de antrenorul etapei. Pintili. Dar se duce la comisie miercuri, la federație, care comisia a fost sesizată de șeful școlii de antrenori, domnul Burchel, și se judecă că Pintilin nu e antrenor, că nu are licențe, că și corect nu le are. Nu are calificarea de antrenor, nu are licența pro. Mă, dar ăia de la LPF nu știau? Că de ce nu l-au pus antrenorul etapei? Păi Strizu, că în acte, antrenorul principal, posesorul licenței pro, este Leonard Strizu. Iar cum tu, LPF, care ai acces la documente, la contracte și așa mai departe, și știi că Pintili figurează în organigrama clubului ca delegat, îi dai distinția, premiul, de antrenorul etapei, când el nu are calificarea de antrenor. Adică el e acolo cu altă funcție, înregistrat. Și tu, ligă, ca să probabil să torni paie pe foc sau să arăți nu știu ce federației, zici, e antrenorul etapei. Păi, de ce? Eu nu înțeleg, jur. N-am nimic nici cu Pintili, chiar îl simpatizez cu Pintili și face treabă, uite, că bă, joacă echipa cu entuziasm, cu, aleargă foarte mult, adică bă, să vede o schimbare. Înseamnă că Pintili face lucruri bune. Că nu are patalamaua la mână, perfect, adevărat, și ar trebui să o aibă. Și ar trebui să nu fie lăsat nimeni nici să-și închirieze licența, indiferent dacă o face gratuit, pro bono, știu că e același lucru, din dorința de a ajuta, că e plătit, că nu e plătit, că nu contează. Ai licența pro și ești în acte, condu antrenamentele, ești la margine să dai indicat, comportă-te ca un antrenor cu licența pro, profesionist și principal. Că de-aia ești pus principal. Nu tertipurile astea ca să păcălim. Acum știe toată lumea că la FCSB de lucrurile astea se ocupă Pintili. Care în organigramă, da, la ligă, la federație, la apare delegat. Nu de să legăm, adică delegat. Delegatul echipei, adică înțelegeți, da, ăla de arată tăbliță. Și tu cum îi dai titlul de antrenorul etapei? Când el nu e antrenorul echipei. Oare nu vrei așa să ațâți apele? Da? Să agiți apele? Zic, nu știu, întreb. Nu mă pricep la chestiunile astea. După aceea, să tot amână de vreo 2, 3, 4 săptămâni, nu știu de când, să tot amână. Mă, ce așteptați?
Păi domnul Burchel a făcut sesizare, știm toți că antrenorul din acte nici măcar în cantonament n-a fost luat. Deci el n-a fost în cantonament. Și așteptăm să ce? Să... Adică, bă, era simplu, nu? A fost văzut că a mai vorbit, că aia, că aia, strisul nu zice nimic, nu pleacă în cantonament. Îți trebuie timp și tot amâni, 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 ca să ce? Să faci ce? Că date noi la dosar, cum să spune, nu vor apărea. Că de unde să apară? Pintili tot pe bancă acolo cât de cât liniștit așa stă. Strizu era liniștit și înainte să-l numească, să fie acolo. Era la pe la echipa a doua. Ce naiba să tot aștept să ce? Să vezi dacă sare în teren Pintili, să-l urmărești, să-l... Nu știu, să... Ce mai aștepți tu? Mă uit aici, am cer scuze că mă mai uit. Mă mai uit că zicea Mititelu că... nu știu ce... document, că mâine la Comisia de Disciplină e și... Nu-l găsesc, stați puțin. E și cazul care și ăsta cred că a mai fost amânat. Și ăsta eu cred că se va mai amâna. Pentru că așteaptă să liniștească apele, să fie o echipă, cred că, să fie o echipă, uite am găsit document oficial, să fie o echipă gata calificată, probabil Sepsi, să fie vreo 4-5-6 puncte diferență față de Craiova și atunci să zică rejucare. Și o să zic că uite domne, s-a rejucat spiritul competiției, dar punctele alea și meciul ăla să nu mai aibă practic absolut, absolut, absolut nicio importanță. Să se știe deja, dar uite și pe fanatic.ro apare și documentul. Este vorba despre planul de acțiune pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță de la Arena Sepsi OSK, acolo unde pe 29 ianuarie 2023 a fost programat duelul Sepsi FCU Craiova, întrerupt în prima repriză din cauza scandărilor xenofobe. În document se arată atribuțiile care intră în sarcina personalului de ordine și siguranță angajat de clubul organizator. Decizia ar trebui să se dea mâine 15 februarie. Ar trebui, dar așa. Și prezintă documentul ăsta care îi disculpă pe Olteni. 100% este vina organizatorilor. Și aveți documentul aici. Ce scrie în document și așa mai departe. Să vedem, eu și aici sunt curios, cred că se va încerca să mai tot amâne 2, 3, 4 etape și în momentul când situația va fi clară cu a șasea echipă calificată în play-off, se va da și aici un verdict. La cum joacă Sepsi, e cam pe muchie de cuțit, așa că ăștia lui Mititelu chiar joacă, Petrolul nu-i văd acolo, indiferent ce se întâmplă, și cu nou antrenori, și cu vechi, și fără antrenori, deci chiar nu-i văd în primele șase, dar e de urmărit, e interesant să vedem. E mai pe scurteala astăzi, avem și meciurile de Champions League, vedeți și pe aplicația Superbet în Super Social, mă găsiți acolo, bilete pe verde în fiecare zi, intrați, făceți-vă cont, copiați biletele și hai să câștigăm împreună. Rămâneți oameni și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea și pe noi cineva. V-am pupat, toate cele bune!